Bine v-am găsit la o nouă ediție Maniaci. Suntem la Breaza. De ce suntem la Breaza? Probabil că v-ați fi așteptat să fim la mare. Și eu m-aș fi așteptat să fim la mare, numai că este un mare eveniment aici la Breaza. Un workshop de balet. Sunt elevi din mai multe țări, mi-am notat să nu cumva să uit pe cineva, din Germania, Irlanda, Noua Zeelandă, Belgia, Olanda, Japonia, Finlanda și Mexic. Sunt între 35 și 40 de elevi care au plătit acest workshop să vină aici în România pentru a învăța arta dansului cât mai bine de la cât mai mulți profesori. De ce cât mai mulți profesori? Pentru că la acest workshop au venit din mai multe țări profesori care să învețe diferite metode de a-și menține trupul sănătos, să știi cum să ți-l pregătești, să ți-l antrenezi pentru a putea intra pe scenă. Să vedem ce se întâmplă aici, pentru că am filmat foarte mult. Vor fi, trebuie să vă spun, sunt 4 săptămâni de dans. Vor fi 3 spectacole, unul la Câmpina, unul la Brașov și unul în București. Haideți să vedem ce înseamnă fiecare curs de dans de aici și după aia să vorbim, de ce nu, și cu antrenorii. Monica, eu știu că tu ești balerină profesionistă, nu? De aici a venit și ideea să faceți acest workshop de balet în România sau de unde? Da. În primul rând, fiind româncă și mergând în general la workshop-uri, m-am gândit că de ce să nu facem în România? Balerinii români nu au posibilitatea să meargă în străinătate, fiind prețuri foarte mari, și atunci am spus... Ok, în România există posibilitatea să facem acest lucru, să aduc niște profesori renumiți, există o pepinieră de talente, deci avem niște copii foarte buni care trebuie stimulați. Ei trebuie să învețe lucruri noi care aici nu au ocazia să le învețe. Pe de altă parte, aici pot face terapie, acum vorbim pentru cursanții care vin din străinătate. Ei au posibilitatea să facă aici terapie și să cunoască România. Am participat cu soția mea la multe workshop-uri în străinătate și am avut această idee să facem și în România. Locația am găsit-o aici în Breaza, cu ajutorul domnului Barna, care a construit această sală. Și am plecat pe ideea, de ce nu și în România, să ajutăm și elevii din România care nu au posibilitatea să ajungă în străinătate la nenumăratele workshop-uri care sunt. Și de un an de zile am plănuit, am luat contacte cu profesori, avem 7-8 profesori, printre care Nanet Clușac, directoarea baletului din Toulouse, și una dintre membrele trustului Balanchine, ceea ce este... pentru noi fantastic, am reușit să o aducem aici și că a acceptat invitația noastră. Avem profesori ca Zoltan Ravaș, asistent și maestru de studii la Dortmund Ballet. Nicolae Vieru, un alt român plecat în străinătate, or să vină în ultima săptămână. Avem profesori de jazz și street jazz, Bridget Petzold, Pilates, care, din câte știu eu, nu este ca materie în liceele de coreografie din România și este foarte căutat în lume. O avem pe Brigitte Schaeffer, Massimo Gerardi, profesor de dans contemporan, are compania lui în Germania, Cristina Uță,
sora soției, solistă, prim solistă la baletul din Salzburg și asistent maestru. Eu care am să predau. Și am plecat pe ideea să aducem în România nume sonore. Nu știu cât de sonore sunt în România, dar în străinătate sunt foarte cunoscuți. Workshop-ul va dura 4 săptămâni. În încheierea lui vom avea 3 spectacole în 3 locații diferite și vom merge pe premiza, vom folosi studenții cu care vom lucra pe o perioadă de 3 săptămâni, repertoriu cu toți profesorii care îi avem în workshop. Vom avea și invitați la aceste spectacole. Sunt spectacole în Câmpina, în Brașov și în București. Sunt foarte bucuros, fiindcă această vară pentru dansatori este ceva excepțional. Ei pot să primesc o foarte mare spectru în toate genurile de dans, începând de la dansul clasic, la dansul modern, contemporary, și asta duce la sfârșit la realizarea unui dansator complet, care e necesar pentru zilele astea, în zilele astea în teatre. Fiindcă în teatru, în moment, dansatorul trebuie să facă, să aibă un spectru mare de mișcări și de aceea eu cred că situația de acum pentru dansator este ceva deosebit. And take inverse front. Port de bras front inverse, second one. And go up. And cambre. And second on to the first position. And one. And stay. And plie. Open side. Yes. Allonge. One. Noi suntem aici ca să și teoria să o arătăm în practică. Și practica este foarte importantă pentru elevi, fiindcă optici ei pot să copieze ce este cel mai bun de la noi și să o ducă mai departe prin prezentarea teoretică. Shot, three, and up, puțin mai rar, and one and two and three and four and cheie, fraza încheiere, ia, and down. Right shoulder down, yes,